Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. În mod special cele din zona Middle Eastern, da? Tot, ce înseamnă, tot ceea ce înseamnă zona Middle Eastern. Uleiuri, parfumuri și așa mai departe. Bun, a venit momentul unui nou videoclip de tip recenzie, dar până ajungem acolo, dacă nu v-ați abonat deja la acest canal de YouTube, abonarea este total gratuită, apăsați de asemenea și pe clopoțel pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou, Vizionările, vizualizările, comentariile, distribuirile, tot ce se întâmplă aici este absolut, total, total gratuit. Și parfumul zilei mele de astăzi vine de la Atur al Ahlam, dacă pronunț bine, subdiviziunea casei Fragrance World. Este o nouă lansare, se numește Royal Wood. Vine într-o prezentare. Da? Deci. Aceasta este cutiuța în care vine parfumul. Da? Este din nu, carton, ceva carton. Am crezut că e ceva de genul lemn sau ceva material prelucrat și aici este parfumelul. El vine în concentrație EDP da? Apă de parfum, 80 de mililitri, 135 de lei, dacă nu mă înșel, fără codul meu ROJ25, ce va aduce 5% discount. Și da, v-ați dat seama, este de pe site-ul celor de la Dubai Collection. Acest parfum, acest parfum este, exact cum spun ei, um, Adică nu este exact cum spun ei. Și eu îl percep total, total unisex, cum este listat pe site. Dar cum miroase? Deci parfumul acesta nu miroase clar a 135 de lei. Nu este genul acela de aromă ce o întâlnești oriunde. Nu este genul acela de aromă mainstream, ca să mă, explic, să mă exprim așa, da? Este mai degrabă ceva ce te poate duce cu ușurință în zona de nișă. De ce spun asta? Deoarece în Royal Wood ai un mango extrem, extrem de copt, dacă, da, suntem în era mangoului. Ai un mango extrem, extrem de copt. Aș putea spune, pe alocuri, al este coptul acela, cum să spun eu, foarte, foarte copt, da? Să nu spun clocit sau ceva de genul, da? Are un uh, fin subton altfel, da? Inițial, până m-am obișnuit cu parfumul, până s-a așezat și el, deoarece de când mi-a venit comanda, nu prea l-am lăsat, da? Din mână m-am tot jucat cu el. Um, inițial m-a dus cu gândul către udul acela animalic, udul acela de grajd, da? Ei bine, în momentul de față nu știu dacă este ori treaba aceea cu toanele nasului meu sau așa mai departe, nu mai resimt treaba aceea, da? Tot ceea ce resimt în momentul actual din acest Royal Wood este un mango foarte, foarte copt, da? Deci atenție, nu mango-ul cremos din mango punch, de exemplu, da? Este un alt fel de mango, foarte profund, foarte, foarte, foarte copt. Ceva cardamom, da? Pisat, presărat peste acel mango, ceva iz verde, nu mă întrebați de unde, și undeva abia în fundal, da? Este o cafea. Însă nu pot spune că este parfumul acela centrat pe nota de cafea. Nu. În opinia mea, actorul principal în acest parfum este nota de mango. Bun, cam atât ca prime impresii, da? cum prime impresii în legătură cu acest parfum. Și să trecem la oile noastre. Oile noastre de astăzi fiind întreaga colecție autobiografii de la Peris Corner. Și voi începe. Uh, hai să te apetine. Voi începe cu un parfum ce ei îl listează, îl marchetează ca fiind acel parfum masculin, bărbătesc sau cum vreți voi să-i spuneți. Ei bine, pentru mine nu, da? Dar este vorba despre citron vanil, citron vanil, cum vreți voi să-i spuneți, care vine în această cutiuță. Simplă, nimic wow, da, o, cutiu, o cutiuță normală din carton, însă sticluțele acestei game de această dată sunt, da, deci nu știu, pur și simplu ador aceste sticle, sunt acele sticle, da, cu celebrul fund dublu, um, mari, grele, sunt extrem, extrem de grele aceste sticle, da, Aici pe spate aveți notele listate, dacă vă aduceți aminte, dacă aveți sticluțele de rifacat, da? știți că pe spatele sticluței sunt notele listate. Ei bine, acum și la gama autobiografii este fix aceeași poveste. Partea din față are logo-ul autobiografii și aceste culori. Galben, portocaliu, bleu, verde și așa mai departe. Capacul este de plastic. Inițial când am văzut sticla puteam să jur că este capac magnetic, însă se pare că nu. Avem un capac normal, plastic, dar plasticul acela plin, da? Nu este ceva ușor, nu, nimic de genul. Dar mare atenție cu sticlele. Mare atenție cu sticlele. Cred că din această categorie de sticluțe la 50-60 de mililitri, deoarece Uh, gama autobiografii vine, aceste sticluțe sunt, de, sunt, la 65 de 65, am spus bine inițial, sunt de 65 de mililitri, însă sunt extrem de grele. Bun, haideți să vă spun notele pentru acest parfum. Citron vanilie inspirat de Chanel Allure Home Edition Blanche. Edition, Edition Blanche. 65 de ml, 120 de lei, da? Fiecare din aceste patru parfumuri sunt la 120 de lei, bineînțeles, fără roș 25, care va aduce un discount de 5%. În vârf avem lămâie, bergamotă și vanilie, în mijloc piper, roz, lemn de santal, boabe de tonca, iar în bază cedru, mosc, vetiver și chihlimbar. Exact cum v-am spus, ei listează acest parfum, citron vanil, ca fiind acel parfum bărbătesc. Ei bine, pentru mine este absolut, total, total unisex. Și, ca de obicei, eu trebuie să miros, da? Atomizoarele sunt super, super faine. Și parfumul, și parfumul, acest parfum este unisexul perfect pentru vară. Um, face parte din. Doamne, cât de faini! Face parte din acea categorie de parfumuri bright, luminoase. Am început cu engleza. Uh, face parte din acea categorie de parfumuri luminoase. Uh, este foarte, foarte. E genul acela de parfum versatil, da? Nu este suficient de. cum să spun eu? Nu că nu este suficient. Nu este atât de complex sau atât de rigid încât să-ți impună un anumit moment al zilei. Acest parfum, de exemplu, îl poți purta numai seara, da? Dau un exemplu. Nu este genul acela de parfum rigid care să-ți impună neapărat ca domn, da? Cu toate că. Eu, în continuare, mențin punctul de vedere, este total unisex, dar ajungem și la latura aceea. Nu este genul acela de parfum care să spui, stai puțin, păi am nevoie de cămașă albă și sacou dacă îl port. Nu, categoric nu. Îl poți purta absolut oriunde, da? Fie că este zi, fie că este seară, fie că ești îmbrăcat casual, fie că ești îmbrăcat în costum, fie că ești doamnă și ești îmbrăcată tot așa. Casual fie că ai o rochiță de ce nu feminină, da, să spunem. De ce spun eu că este un parfum unisex? Pentru că dacă sunteți doamne, da? Și sunteți în zona uh, parfumurilor gurmande de fin citrice, da, Gurmand citric s-ar putea <coughs> Îmi cer scuze. S-ar putea ca acest parfum să fie fix ceea ce aveți nevoie pentru această vară. Uh, pentru mine, Citron Vanil din gama autobiografii Paris Corner este fix acea tartă de vanilie cu lămâie, da, cu un fin twist, cu o fină înclinație către latura masculină. Da? Pur și simplu asta înseamnă acest parfum pentru mine. Îl văd purtat de către o doamnă, atât ca parfum de sine stătător, cât în N, și N variante de layering, da? Îl văd combinat de exemplu cu celebrul deja pe grupul meu de Facebook Frag Family, celebrul Beirut de la Haifa. Îl văd combinat cu lemon tart, Îl văd combinat tot așa cu ceva din uleiurile Oud Arabi London și nu numai, da. Este extrem extrem de versatil. Pe undeva prin fundal există un duo totuși, de aceea am spus eu tartă de vanilie cu lămâie cu o fină înclinație masculină. Acea fină înclinație masculină este de fapt un duo și anume ghimbir și piper. Da? Dacă sunteți doamne și nu prea sunteți în zona acestor două note, ei bine, categoric s-ar putea să nu meargă pentru dumneavoastră către latura unisex, ci mai degrabă masculin. Da? Este fix acea tartă de vanilie cu lămâie cu o adiere de ghimbir și piper undeva în fundal. Dar toată, toată magia nu se întâmplă pe bloter și anume se întâmplă pe piele. Da? De ce spun asta? Citron vanil a fost purtat atât de mine cât și de soțul meu, da? ca să vedem ce și cum, cum stă treaba. Apropo, nu v-am arătat, lichidul este gălbui. Bine, camera îl duce mai mult către portocaliu, însă el de fapt este un gălbui, să știți. Da? Magia se întâmplă pe piele. La modul că pe pielea mea, acest parfum în dry down-ul final este acea bezea de uh, lămâiță, dar lămâița aceea dulceagă, da? Nu vă duceți, din nou, nu vă duceți cu gândul către ceva astringent, ceva artificial sau așa mai departe, da? Nu e cazul aici. Iar pe pielea soțului meu, este în dry down final, da? Acolo suntem. Este acea vanilie moscată cu fine atingeri citrice. Da? Deci e o chestie. În dry down-ul final, strict pe piele, se întâmplă niște chestii treburi socotel cu acest parfum, da? Pe pielea mea miroase într-un anume fel, bezelos, citric bezelos, mai, mai repede, da? iar pe pielea soțului meu este acea vanilie moscată cu ceva atingeri citrice. De cât timp îl am eu? Două săptămâni, trei săptămâni, nu trei săptămâni. L-am de trei săptămâni, l-am purtat de câteva ori, însă, sincer, 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 la modul cel mai sincer, da? Excepție făcând două din parfumurile despre care vom vorbi astăzi, nu i-am acordat, cum să spun eu, acea purtare ca parfum de sine stătător ca coadă o zi întreagă, da? Baby hair. Nu i-am acordat acea purtare. Uh, purtam un alt parfum, să spunem, da? Și l-am pulverizat undeva aici și l-am tot testat. Ca persistență, ca longevitate, pe pielea mea, în momentul de față, da? Și... Eu acum când filmez este miercuri, și nu știu dacă este o zi de toamnă sau nu, la ce este afară, dar nu mai contează. Vreau să spun de fapt că în momentul de față, la uh, temperaturile care sunt la ora actuală, da, are o persistență undeva la 6 ore pe piele, da? pe haine, bineînțeles, mult mai mult. Iar uh, în jurul meu da s-a putut resimți cam primele două ore, dacă nu mă înșel. Da? Dacă nu mă înșel. Dar categoric, este genul de parfum care atrage atenția, este genul de parfum care atrage complimente și este perfect, perfect pentru vară, cel puțin în opinia mea. Pe repede înainte trecem la următorul care am eu uh, un grupuleț de prieteni, prietenei, da? nu o să le dau numele deoarece câțiva dintre ei sunt la rândul lor creatori de conținut. Și noi am întrebat dacă pot să le dau numele. Data viitoare poate le voi da numele. Și când a venit comanda cu acest parfum și l-am testat, da, că noi acolo pe grupul acela de mes să discutăm între noi și așa mai departe, pur și simplu m-a buvnit plânsul. Da, o să ziceți că sunt nebună. Însă este atât de frumos. Salty Breeze, despre ele e vorba. Aceeași, aceeași cutie, da, oricum toate, toate patru au uh, același ambalaj, uh, aceeași uh, formă de sticluță, diferă doar culorile de pe cutie și de pe sticluță. Aceasta este sticluța și de data aceasta observați că lichidul este uh, blă, albastru, da? fix, fix, fix aceeași aceeași prezentare o întâlnim la întreaga gamă. Haideți să vă spun notele acestei minuni, că pentru mine, deci e... Testați-l! Salty Breeze, unisex, inspirat de Joe Malone, Wood, Sage and Sea Salt. În vârf avem salvie, sare de mare, în mijloc grapefruit, ambretă, iar în bază, alge. O să spui da, e un, încă un parfum din categoria blu, încă un parfum sărat și așa mai departe. Ei bine, nu, nu, deci pentru mine parfumul acesta. Doamne Dumnezeu, deci, deci. Este acel aromatic total, total unisex de data aceasta, fără nici cel mai mic dubiu, da? Care nu strigă, pur și simplu urlă vară, da? Urlă vară, urlă plajă. Este o aromă extrem de rafinată, miroase extraordinar de scump. Da, nu știu, pur și simplu mie senzația asta mi-o dă. Miroase extrem, extrem de scump. Miroase curat, miroase uh, e acel ceva care te duce cu gândul către uh, briza mării, briza oceanului sau ce vrei tu, dar totodată este și acel iz, cum să spun eu, iz de curat, da? Mirosul acela de curat. Este ceva ce te poate duce uh, cu gândul și către un uh, resort de 5 uh, stele, da? Undeva pe o un resort de 5 stele care are uh, vedere sau ieșire undeva către o plajă sălbatică de data asta, da? De ce spun sălbatică? <coughs> nu este, scuze. Nu este genul acela de parfum cum este Hanan, de exemplu, de la Fragrance World, care de la primul nas, da? de la prima pulverizare te transpune pe acea plajă exotică. Nu, categoric nu. Aici e plaja aceea pustie. Ești pe o plajă pustie, genul, genul acela de plajă boemă, da? Ești tu și slongul și măsuța de lângă și cam atât. da. Nu e veselie, nu e muzică, e pur și simplu senzația aceea, starea aceea de uh, relaxare, starea aceea de liniște, starea aceea de pace, iar. Umbreluța sub care stai tu, da? Gândiți-vă, o să vă inserez eu ca să ajutăm puțin imaginația. Sunt umbreluțele acelea de paie, normal, dar înlocuiți, înlocuiți paiele acelea ale umbreluței cu salvie. Da? Înlocuiți-le cu salvie, piciorul umbreluței va rămâne de lemn, pentru că este izul acela lemnos. Și voi, pur și simplu, ați ieșit din apa mării, din apa oceanului, este izul acela, ați văzut, atunci când ieși din apa mării, da? Și îți rămâne pur și simplu izul acela de mare, izul acela de alge, combinat cu izul acela sărat, da? Dar nu adăugați, când spun treaba asta, nu adăugați în acest mic filmuleț izul acela de loțiune pentru protecție solară. Nu. Este strict pielea ta, strict cu miros de apă, de ocean, de mare, de ce vreți voi, da? Izul acela fiind de tot de alge și neapărat izul acela sărat. Dar este superb. <coughs> Clar, este superb. Este pur și simplu acel parfum de plajă, da? Și când spun parfum de plajă. Acesta, bineînțeles, are alcool, nu încurajez să-l pulverizați pe piele și să stați la soare, da? Dacă vreți genul acesta de parfumuri, aruncați un ochi către Gama Nasim, către Casa Nasim, dar atunci când mergi la plajă, poți pulveriza parfumul acesta peste, eu știu, pareo sau cămășuța sau ce-ți pui tu pe deasupra costumului de baie. Asta dacă ești doamnă, dacă ești domn. Dă-te cu parfumul ăsta peste o cămașă albă, da? pe care o porți când mergi către plajă. Bineînțeles, plus ce mai porți în jos, da? Nu încurajez să mergeți la plajă, domnilor, strict în cămașă albă, da? Ok, mai glumim și noi, dar parfumul acesta este divin. Divin, da, încep și eu. Este superb, categoric este. Nu, nu am cuvinte. Nu știu dacă el va ajunge la cum este vremea, momentul de față, nu știu dacă voi ajunge cu el, de exemplu, până în luna august. S-ar putea să mai cumpăr o sticlă până atunci, deoarece mă duce clar, îmi zugrăvește imaginea aceasta cu plaja, cu umbreluța de salvie și așa mai departe, însă l-aș vedea purtat chiar și vara de zi cu zi. Da? Nu e absolut nimic mult prea mult, da? nici la capitolul sare, nici la capitolul nu. Totul este perfect echilibrat. Din nou, foarte, foarte fain, foarte fain. Acum îmi cer scuze o secundă pentru că deja încep să simt nevoia să tușesc. Bun, trecem la un parfum care pentru mulți dintre dumneavoastră, pentru că din nou vorbim de un parfum total, total unisex, s-ar putea să fie tu maci vorba românului, s-ar putea să spui, să spuneți, păi bine Ana, hai că ai început bine, uh, citron vanil, salty breeze, mai avem și o boi. dar ce cauz cu asta acum? Ei bine, e vorba despre Supreme Gold, da? bineînțeles din aceeași gamă, bineînțeles are aceeași, aceeași prezentare, aceeași sticluță, doar că de data aceasta avem uh, nuanțe de maro, cappuccino, chestii de genul. Și de data aceasta lichidul este maroniu. L-am purtat și pe el, da? Aceea sticluță. L-am purtat și pe el, nu mi-aduc aminte, ori prima zi de Paști, Ora a doua, nu mai știu, oricum a trebuit să o pulverizez și pe mami cu el, da, am parfumat-o și pe mami cu el, este nebunie și a fost o zi destul, destul de călduroasă, însă nu ne-a sufocat, da, categoric nu. Haideți să vă spun notele pentru acest parfum, Supreme Gold Unisex, inspirat de Herod de la PDM. În vârf avem scorțișoară și piper, în mijloc osmantus, frunză de tutun, tămâie și labdanum, iar în bază păstaie de vanilie, notele lemnoase, cedru de atlas, vetiver, paciulii, isoe, super, cipriol și mosc. Și o să spuneți, păi bine, tu degeaba ne zici nouă că ție a nouă, oricum îți plac parfumurile puternice și noi s-ar putea să ne sufocăm. Uh, mami, de exemplu, dacă v-am spus că l-a purtat și ea, nu este neapărat mai ales uh, pe vreme caldă, da? într-o zi mai caldă, să spunem așa, nu pe vreme caldă, uh, nu este ca mine, da? Ea preferă ceva mai, uh, nu neapărat lejer, <coughs> ceva mai ușor de dus, da? Ca să spunem. Însă, a purtat acest parfum, 20 ceva de grade, da, ziua mea a mare, vorba aceea, și a fost totul mega, mega ok. Pentru că aici avem un tutun, e foarte adevărat, însă, to -nă -nă -nă. tutunul de aici, nu știu de unde, că doar v-am citit notele, da, și nu scrie treaba asta nicăieri, însă, în tutunul acesta eu resimt clar iz de cireșe. Nu mă întrebați de unde, nu. pur și simplu mi asta îmi dă la nas, da? De la prima pulverizare, tutunul, de la prima pulverizare până în dry down-ul final, da? Tutunul se ține de mână cu o cireașă. Eu asta simt, da? De asta spun Că nu mi se pare ceva atât de greu. Bine, nu spun, purtați-l, purtați Supreme Gold de la autobiografii Paris Corner la vară pe 40 de grade, ziua mea zamare. Nu, da, categoric nu. Însă, pentru seriile de vară, pentru, nu știu, seriile de clubbing, da? Sau seriile pur și simplu de vară consider că acest parfum este ceva divin. Este ceva de neratat din nou, atât pentru doamne cât și pentru Domn. Asta um, treaba asta cu atât pentru doamne, doar dacă, bineînțeles, sunteți ca mine, iubitoare a notei de tutun. Dacă nu vă deranjează tutunul în parfumuri, da, îl veți iubi. Este fiind de tot condimentat, este și dulce, însă în continuare există acolo o cireașă și culmea nu este, nu pot spune că este cireașa aceea din fundal, da, cum spun eu, adică se resimte un iz foarte vag undeva departe. Nu! Cireașa aceea pe care eu o resimt este tot timpul acolo, în față, de mână cu tutunul. Da? Deci tot, tot timpul. De asta spun, senzația aceasta, de fapt nu senzație, izul acesta de cireașă posibil temperează atât dulceața cât și partea condimentată. Pentru că, într-adevăr, ele totuși se resimt, da? Este un dulce condimentat în acest parfum, însă nu este ceva mult prea mult. Nu este absolut nimic copleșitor. Ai aici o vanilie, însă nu este vanilia ta obișnuită, este mai degrabă acea vanilie uh, fiind de tot picantă, da? peste care ai presărat scorțișoară pudră, pudră de scorțișoară. Da? Cam asta este vanilia de aici. Undeva în fundal de data aceasta se resimte o fină atingere florală, Însă nu este ceva, of, nu pot culege nicio floare din acel buchet, da, ca să mă exprim mai plastic. Nu pot culege nicio floare din acel buchet, însă fiind de tot, fiind de tot, este ceva ce mă duce cu gândul la iasomie, da, resimt un iz mai aparte de iasomie ia mie cu ceva, cum să spun eu, două, trei fire de, în termen popular se spune mâna Maicii Domnului, caprifoi. Da? Nu știu, o să vă inserez pe aici, poate fac eu confuzie în momentul de față. Știu că în termen popular se spune mâna Maicii Domnului la acea plantă. Da? Este ca și cum ai, să spunem, ca să vă fac și o proporție, 5 fire de iasomie, să spunem, da, cinci floricele de iasomie și ai două floricele de mâna Maicii Domnului, da, cam asta ar fi proporția, dar toată treaba aceasta de iasomie și mâna Maicii Domnului este undeva în fundal, da, se resimte foarte, foarte fin undeva în spate, ca să vă faceți o idee, atunci când mami a purtat acest parfum, nu a putut resimți izul acesta de uh, iasomie și de mâna Maicii Domnului. Mami, tot ce a resimțit a fost uh, tutunul, dar din nou, culmea, la fel ca mine, ținându-se de mână cu o cireașă și acea vanilie fiind de tot picantă peste care ai uh, presărat pudră de scorțișoară sau scorțișoară pudră, da? Tămâia aceea pe care ei o listează... Ori este una neaprinsă și este undeva în fundal, ori eu cel puțin nu o pot percepe. Da? Pentru că nu este genul acela de parfum în care să spui, da, resimtă mâia sau, da, e acolo sau se ține de mână cu nu știu cine sau se ceartă cu nu știu cine, da? Nu, mai degrabă, acum cel puțin pe blotter, parcă, parcă se resimte. Pe piele, da? <coughs> Scuze. Am mâncat și eu înghețată, da? Ca să înțelegeți. <coughs> nu astăzi, ieri sau al ieri Și am mâncat așa, mai din topor, nu mai contează. Bun. Rămăsesem la tămâie. Vă spuneam că atunci când am purtat acest parfum pe piele, nu prea am putut culege tămâia. În momentul de față pe blotter, da, este undeva în fundal și exact cum am spus, este ceva neaprins. Da? Dar din nou, pe pielea mea, nu, nu s-a simțit absolut nimic din ceea ce m-ar fi putut duce cu gândul către tămâie. Dar categoric, este genul acela de parfum matur, Elegant și când spun matur nu mergeți către latura vintage, nu. Matur, elegant, sofisticat are și subtonul acela obraznicuț și sexy și da. Nu știu, pentru mine este într-adevăr total, total unisex. De altfel, întreaga gamă autobiografii, nu știu, nu este niciun parfum la care să spun nu înclină mai mult în latura feminină sau înclină mai mult în latura masculină și așa mai departe. Dar, ca de obicei, mic reminder, treaba aceasta cu este în latura masculină sau este unisex sau este în latura feminină, este strict din prisma gusturilor mele personale. Da? Voi testați, s-ar putea să vi se pară uh, prea mult sau prea puțin. Da? Depinde. Bun, și ultimul, dar nu cel din urmă, celebrul hit Dubai Collection, Oh Boy. Da? Aceasta este noua prezentare a celebrului parfum. Dacă vă aduceți aminte, anul trecut, cum apărea parfumul acesta în stoc, era isterie totală și dispărea imediat. Da? Aceasta este sticluța mea. De anul trecut, deoarece vom face și o mică comparație între aceste două versiuni Și aceasta este sticluța din momentul de față da? Sinceră să fiu, mie îmi place mai mult treaba asta Hai să zic că mi-ar fi plăcut și asta, deoarece e treaba aceea slim, așa, finuță, elegantă Dar nu prea îmi place guța asta de aici, nu știu pentru mine e guță, deci <laughs> n-ai cum cu el. Uite, te ești tu pur și simplu urlă pe valoare. Da? Așadar, eu prefer asta. Bun. Până ajungem la comparație, haideți să vă spun notele. Pentru că, bine, eu de când am văzut noua variantă, zic, băi, o fi același lucru, nu mi-am amintit notele, sinceră să fiu, și în momentul de față mi se par ușor, ușor schimbate. Da? Dar din nou, ajungem la comparație și vorbim mai multe. În vârf avem note fructate, note dulci și trandafir. Mulțumim Peris Corner că ai fost atât de la subiect și ne-ai spus note fructate și note dulci. Dar nu mai contează. În mijloc, note pudrate, și fructul pasiunii, iar în bază notele noase și chihlimbar. Trecând de această mică caterincă de colentina, haideți să vedem cum miroase. O să-l dau întâi pe bloter și apoi când vom face comparația. Bun. Am spus că este unul din hiturile Dubai Collection, am spus. Am spus că anul trecut imediat ce apărea în stoc era stoc epuizat și că anul acesta până în momentul de față n-a fost deloc stoc epuizat și eu nu înțeleg de ce. Nu, asta n-am spus. Dacă ești iubitoare, da? Bine, ar putea fi ușor de dus între ghilimele și de către un domn, doar dacă acel domn nu se sfiește de parfumuri fructat tropicale. Da? Pentru că oh boy, această sticluță, este unul din top 3, cel puțin pentru mine și pentru gusturile mele, top 3 parfumuri tropical fructate sau fructat tropicale, cum vreți voi. Da? Asta este oh boy. Clar, ești în vacanță. Da? Doar că de data aceasta ești pe altă plajă, da? Nu ești pe plaja boemă și liniștită și pustie din Seasalt sea Salt, Salty Breeze Bun, nu ești pe acea plajă Ești pe o plajă veselă, plină de viață, da? Doamne, 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 doamne Și uh, nu pot spune... Nu aș putea spune că resimt izul acela fiind de tot de nisip pe care eu una personal îl resimt în Pink Fame. Pink Fame, da, Pink Fame de la Fragrance World. Însă, în acest parfum, să spunem că povestea acestui parfum, să spunem că ești pe o plajă, doar că nu ești cu picioarele pe acel nisip, da? Pentru că nu detectezi izul de nisip. Nu, Aș spune mai degrabă că sunt pe o plajă, sunt undeva la o măsuță, are fiind de tot izle lemnos, dar foarte, foarte fin. Da, îi listează în bază. stau pur și simplu la o terasă de pe plajă și savurez cel mai mare, dar cel mai mare cocktail non-alcoolic, nu are nici cel mai mic izbuzii, de fructul pasiunii, guava, Ah, Doamne Dumnezeule. Este și ceva zmeur aici. Da? Nu știu... Bine, ei oricum, exact cum am spus la bun început, ei sunt foarte uh, la subiect și elogvenți și ne spun note fructate. Treaba asta, fructul pasiunii și guava are ceva zmeură alăturată, da? Clar, asta este o zmeură. Nu este izul acela de, cum să spun eu, izul acela, nu știu dacă ați observat, sunt alte parfumuri care au izul acela de zmeură, însă izul acela te duce cu gândul mai degrabă către uh, multivitaminele acelea efervescente pentru copii, da? cu gust de zmeură. Este izul acela de zmeură foarte, foarte artificial, foarte... Bleah, da. Ei bine, aici nu. Este foarte, foarte limpede și foarte, foarte curat, executat, executată nota de zmeură, da, foarte, foarte, nu știu, e superb. Și, undeva în fundal, da, undeva în spatele acestui cocktail imens non-alcoolic de uh, guava, fructul pasiunii și zmeură, mă opresc la aceste trei note, deoarece Categoric sunt și altele, însă, pur și simplu, asta culeg eu. Da? Asta resimt eu, și pe aceste trei note pot pune degetul. În spatele acestor note, ai cea mai cremoasă vanilie, dar, din nou, nimic, nimic sufocant. Și ai celebrul meu <laughs> mosc sub formă de uh, nori norișor dulce pufos. Da? Cam asta este o boi. Da, categoric, nu mi se pare, nu știu, adică dacă ești domn, din nou mă repet, și nu te sfiești de parfumuri cu pis tropical, da? Nu aș putea spune că neapărat în zona lui Jean Paul Gaultier, acela bărbătesc, pentru că aici, da, nu. Nu, nu, nu mergem către zona aceea. Vreau să spun despre uh, lebo. Dar, dacă ești domn și nu te sfiești de parfumuri cu iz uh, tropical, cu siguranță o să-ți placă Oboi. Nu este nimic altceva decât fructat tropical, da? Pur și simplu. Și, acum, avem uh, Oboi de anul trecut, da? Îl pulverizăm pe mână. Pentru că ceva mici diferențe sunt bun și acum pulverizăm oboi de anul acesta și am dat trei a trebuit să dau trei și aici. Dacă uh, parfumul la oboi de anul trecut. Avea acea cum să spun eu limonadă, da? este ceva ce te duce cu gândul la limonadă. Uh, V-am mai vorbit eu într-un alt videoclip, unul dintre printre primele mele videoclipuri, da? mi-aduc aminte că aveam și ruși pe dinți în acela, dar nu mai contează. O oh boy, această variantă, da, varianta veche, atunci când miroși, la, atunci când adulmeci, da, la nivelul pielii, pur și simplu, ai senzația aceea de lămâi, da, de limonadă, fiind de tot îndulcită, da, nu este pur și simplu limonadă și atât, nu este uh, pur și simplu suc citric și atât, da, este o notă fină, dulce. Hai să spunem din nou un mosc, moscul acela uh, de tipul norișor, pufos și dulce, da. Asta e, era povestea atunci când mirosei la nivelul pielii. Însă, știu foarte bine că de jur, împrejur uh, îți creează izul acela de uh, limonadă înconjurată, nu înconjurată. Ai un pahar mare de limonadă și alături ai un platou cu fructe dulci, da? Dar, când spun platou cu fructe dulci și chestii exotice și așa mai departe, nu mergeți către zona erba pura corso, coro sau așa mai departe. Da? Nici pe departe. Pe când? Oboiul de anul acesta, pe lângă toată, toată treaba aceasta, care era oboi de anul trecut, gândiți-vă că este ca și cum i s-a adăugat guava, fructul pasiunii și această meură. Da? Da. Și în momentul în care i s-a adăugat guava, fructul pasiunii și acea zmeură, ori acest trio a adăugat, ori s-a mai umblat un pic, ca să mă exprim așa, și la cantitatea aceea de mosc sau la mai degrabă tenta aceea de vanilie din fundal, da? vanilia aceea cremoasă din fundal. Uh, pur și simplu este ca și cum o oh boi de anul trecut s-a upgradat. Da, nici. Este aceeași aceeași variantă, același ADN, doar că în momentul de față i-au adăugat fructul pasiunii, guaba, zmeură și vanilie. Este o tentă acolo care pe mine nu face decât uh, nu mă duce decât cu gândul către vanilie, da? Categoric. Acum, la o comparație, da? Side by side. o oh O-boi de anul trecut mi se pare um, mai lejer, mai apos, dacă aș putea spune, față de o oh boi de anul acesta. Da? Este ca și cum aici ai varianta EDT, da? Apă de toaletă, și aici ai varianta apă de parfum. Da? Este pur și simplu un o oh o-boi la next level. Da? Inițial, când mi-a ajuns comanda cu acesta, și tot așa am pulverizat unul pe o mână, unul pe cealaltă, mi s-a părut doar treaba aceea cu uh, ceva fructe în plus. Da? Însă, după ce s-a mai așezat acest parfum, da, abia atunci am putut defini treaba. Plus că, din nou. Ca și persistență, cu toate că acest parfum îl am de anul trecut, vedeți și voi ce culoare are, da? Mai am foarte, foarte puțin. A avut și mami o sticlă și a băut-o. Eu mai am foarte, foarte puțin, deoarece mi-aduc aminte că anul trecut intrasem în, nu mai știu ce febră, doamne, Fahama. Eram disperată cu Fahama de la Maison Asrar, da? Acel parfum uh, inspirat din uh, Love, Don Shy de la Kilian Sau Love, nu mai știu acum, în fine. Și um, după ce s-a așezat acest oboi, da, am putut uh, uh, extrage diferențele. Pentru că, într-adevăr, diferențe sunt și sunt în sensul bun. V-am spus, mirosul în sine este mult mai complex, clar. Dacă ar, fi existat aceste, dacă ar fi existat ambele parfumuri și dacă aș fi avut posibilitatea să le testez pe ambele, cu siguranță m-aș fi oprit la acesta. Este tot în acea zonă, da? Deci este tot acel parfum de vară, acel parfum de zi cu zi, doar că este mult mai wow, da? Mult mai wow din toate, toate punctele de vedere. Um, plus performanțe, da? Pe piele, Varianta actuală de Oboi oh este undeva la 6-7 ore. Da? Mult mai bine decât a, a, prima variantă, care pe mine, una cel puțin, era undeva la 5-6 ore, dacă nu mă înșel. <coughs> dacă nu mă înșel. <coughs> ok. Atât pentru videoclipul de astăzi. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până la final. Ca de obicei, în bara de descriere veți avea link pentru fiecare din cele patru parfumuri plus sotedeul meu, care n-ai cum. N-ai cum, da? Deci n-ai cum. Dar din nou, este un, este genul acela de aromă de nișă, da? Nu vă gândiți la un mango obișnuit și ceva ca feluță și atâta tot. Dar uh, vom vorbi cu siguranță vom vorbi mai multe despre Royal Wood într-un alt videoclip. Dacă ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc din suflet. Haideți să ne auzim în secțiunea comentarii și să împărtășim opinii despre părere, experiențe și așa mai departe, despre gama autobiografii. Da? Dacă aveți și voi vreunul din aceste parfumuri. Uh, cum vi se pare? Dacă sau dacă le-ați testat sau nu știu, dacă aveți primul oboi, prima sticlă și acum ați luat și varianta actuală, dacă percepeți la fel diferențele pe care le percep eu și le las jos că sunt grele și nu vreau să le sparg, da? Și din nou. Mi se pare că am spus, dar mă repet că aia e că de ce nu. Veți avea link în bara de descriere pentru fiecare din parfumuri, pentru contul meu de Insta, contul meu de TikTok și nu în ultimul rând grupul meu de Facebook, Frag Family. Grupul unde, apropo, dacă vă interesează ceva din parfumurile despre care eu vă vorbesc aici pe canal, vă fac și decanturi. Bun, Vă mulțumesc din suflet că ați rămas cu mine până la final, vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag și până data viitoare vă doresc zile minunate și parfumate. V-am pupat!